Aș vrea să citim pentru început un, câteva versete din Matei, capitolul 4, de la 18 la 20. Ne ridicăm în picioare până le citim și apoi ne așezăm din nou. Matei, capitolul 4, 18. Pe când trecea, pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care arunca o mreajă în mare, că erau pescari. El i-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. Amin, vă invit să luați loc. Mă gândeam că am fost aici, în adunarea voastră, dar nu știu dacă am fost în adunarea asta, în urmă cu vreo 20 de ani. Mă gândeam ce mult timp a trecut și cât de mult am îmbătrânit eu și voi poate unii nici nu erați pe lume. Mulțumesc Domnului că am ajuns din nou și m-am bucurat când fratele Nelu mi-a spus că aveți o întâlnire de tineri și dacă aș vrea să vin, îmi place să mă întâlnesc cu tineri, îmi place să vorbesc tinerilor, pentru că îi spuneam astăzi lui Filip cu care am venit, Mă gândeam, mă gândesc de fiecare dată cât de mult mi-ar fi folosit un cuvânt în vremea când am fost eu tânăr, adolescent, un cuvânt din partea lui Dumnezeu, numai că în vremea aceea nu aveam urechi de auzit. Știți că Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a spus, printre altele, dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Cât de profund e cuvântul acesta, cât adevăr este în cuvântul acesta. M-am gândit la mine și văd ceea ce se întâmplă în jur. Știți că avem urechi, toți avem urechi, dar urechi de auzit prea puțin au. Dumnezeu vorbește în multe feluri și oamenii prea puțin aud ceea ce Dumnezeu le spune sau vrea să le spună. În vremea aceea când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, a vorbit și aceleași cuvinte le-a spus tuturor. Gândiți-vă cât de puțini au auzit ce a spus Domnul Iisus Hristos, adică au înțeles ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos. Pentru că aveau urechi, dar nu aveau urechi de auzit. Motivul era că erau preocupați cu altceva, se gândeau la altceva. Le vorbea însuși Dumnezeu, dar gândul lor era... Mă gândeam ce, tragi, ce situații tragice sunt atunci când vin, merg oamenii la biserică, în adunări și Dumnezeu vrea să vorbească și ei n-au urechi, să audă. Tânărul nostru ne spunea, ne spunea despre faptul că Dumnezeu s-a rugat ca Dumnezeu să-i scoată oamenii înainte și să le vorbească. Și m-am bucurat de rugăciunea aceasta și m-am bucurat și de răspunsul lui Dumnezeu, că Dumnezeu răspunde. Dar așa că răspund puțin. Așa că puțin răspund și puțin aud. Puțin aud. De obicei când stai de vorba astăzi cu cineva, n-ați observat, sper să nu fiți și voi în situația aceea. La mine au venit oameni tineri sau mai puțin tineri care au zis: "Frate Dan, avem nevoie, am nevoie de un sfat, te rog să-mi dai un sfat. Uite care e problema mea. Te rog să-mi spui." Și nu în puține cazuri a fost când am început să-i spun, m-am rugat Domnului, Doamne, dă-mi un cuvânt ca să pot ajuta persoana respectivă, dar n-apucam să spun prea multe cuvinte, că începea perso persoana care a venit să-mi ceară un sfat să-mi spună cum ar trebui să fie de fapt lucrurile. Și eu de multe ori mă gândeam, păi da de ce m mai chemat, de ce mai venit la mine ca să-mi cer un sfat când tu știi mai bine decât mine? Cam așa suntem noi, vrem un sfat, dar imediat ne apucăm să dăm noi sfaturi. Semn că nu avem urechi de auzit. Domnul, Dumnezeu îmi vorbea și mie. Am crescut într-o adunare, așa ca și poate majoritatea dintre voi. Am spus, n-am cântat. N-am avut darul ăsta de a cânta. Adică am acum darul de a cânta, dar nu în felul în care se înțelege ca și slujitor. Am darul de a-i cânta lui Dumnezeu. Spuneam poezii, recitam versete din scriptură. Am ajuns la vârsta de 14 ani și Dumnezeu îmi vorbea, dar eu nu aveam urechi de auzit. Nu aveam urechi de auzit. Eram așa ca mulți tineri care merg prin adunări și n au urechi de auzit. Știți de ce? Pentru că gândul meu era în altă parte. Eu eram la adunare, veneam la adunare, dar gândul meu era în altă parte. Mă gândeam la alte lucruri. Nu eram preocupat de Dumnezeu. M-am gândit ce tragic este ca să meargă oamenii la adunare, unii, sigur că nu toți, dar să meargă oamenii la adunare și să nu fie preocupați de Dumnezeu. Să meargă cu gândurile lor, cu frământările lor, cu problemele lor, cu examenele lor, cu dorințele lor, cu toate cele și acestea să fie mai puternice decât dorința omului de a se întâlni cu Dumnezeu. Și de multe ori se întâmplă lucrul acesta din nefericire. Se duc oamenii cu tot felul de gânduri, în loc să le lase acasă sau la ușa adunării, intră cu ele și copleșesc chiar în timp ce se roagă și chiar în timp ce ar trebui să asculte un cuvânt din partea lui Dumnezeu. N-am avut urechi de auzit și m-am dus în lume, dar tot am avut urechi de auzit. Însă n-am auzit glasul lui Dumnezeu și am auzit alt glas, glasul lumii care mă chema. Pe l-am auzit bine, Glasul lumii care mă chema să-mi trăiesc viața în felul lumii. ăsta l-am auzit bine, pe al lui Dumnezeu nu l-am auzit. Și am mers în lume și am căutat să-mi trăiesc viața așa cum o fac cei din lume. Dumnezeu vorbea, mă duceam la adunare, Dumnezeu vorbea. Unii auzeau, eu nu auzeam. Mă duceam în perioada până m-am dus la adunare, pentru că după o vreme nu m-am mai dus. Unii auzeau și eu, auzeau și eu nu. Știți de ce? Pentru că gândul meu era în altă parte. Mi-a fost dat să mă duc în adunări, așa, întâlniri de tineri ca și voi, și Dumnezeu să-mi dea un cuvânt, că eu mă minunam de cuvântul care mi l-a dat Dumnezeu. Și după ce s-a terminat adunarea, să vină la mine tineri și să plângă și să-mi spune că Dumnezeu le-a vorbit. Dar în timp ce eu vorbeam și unii erau atinși în inimă, erau alții care se simțeau prost se făiau pe scaun și nu puteau să primească cuvântul acela. Era ceva ce unii primeau, iar alții nu puteau să primească, din potrivă îi scotea din sărite. Așa am fost și eu, nu-mi plăcea, Dumnezeu vorbea și nu auzeam glasul Lui. Am dus în lume, am luat lumea în brațe, crezând că acolo este fericire și Dumnezeu a îngăduit să trec așa printr-o buclă mare, am fost un fiu risipitor. 19 ani, până când Dumnezeu în mila și în îndurarea Lui mi-a mai vorbit. Și într-o zi, i-am auzit glasul. Într-o zi, am intrat în adunare după multă vreme și știți ce a fost diferit? Atunci, în ziua aceea, în trei ceasuri cât am stat la adunare, i-am auzit glasul. Asta a schimbat viața mea. Până la 33 de ani, nu i-am auzit niciodată glasul Lui Dumnezeu. El vorbea și n-a fost cine să audă. Viața mea a rămas tot neschimbată, până la 33 de ani. Ce face diferența? Te duci atâta vreme la adunare și n-auzi. Și odată, după o grămadă de vreme, m-am dus acolo și în trei ceasuri l-am auzit așa de clar pe Dumnezeu, așa de limpede i-am auzit glasul. Îmi vorbea și mi-a arătat păcatul din viața mea și după aceea mi-a arătat ce a făcut Hristos pentru mine. Așa de limpede am auzit glasul, încât, în trei ceasuri, Dumnezeu a schimbat viața mea radical și m-am dus de acolo un alt om. M-am dus de acolo un alt om. Viața mea de atunci a primit o altă direcție, un alt parcurs. Pentru că s-a întâmplat odată să-i aud glasul. S-a întâmplat să-i aud glasul. Dumnezeu a vorbit și eu am auzit glasul. Mi-a spus și mie așa cum le-a spus acestor tineri, pentru că erau niște tineri, niște adolescenți care pescuiau și a trecut Domnul Isus Hristos pe lângă ei și le-a zis, veniți după mine, vino după mine, Petre, vino după mine. Și știți ce este interesant aici și îmi place mult aici și nu numai în cazul lui, este că spune Scriptura că îndată ei au lăsat mrejele și s-au dus după el. Îndată ei au auzit glasul Îndată ei au auzit glasul. Oare ce era în inima acestor tineri de au auzit glasul lui Hristos? Pentru că după aceea Hristos vorbește, aici a început lucrarea și trei ani și mai bine a vorbit celor din jur și le-a vorbit oamenilor maturi și le-a vorbit oamenilor care te aștepta să fie înțelepți. Vine la el la un moment dat unul Nicodim care era acolo învățător al poporului și omul acela era în confuzie. Oare ce a făcut ca acești tineri să audă glasul lui Isus? Ce a făcut? I-au auzit glasul și s-au dus după el. Îndată au lăsat mrejele și s-au dus după el. Oare ce ne face să nu auzim glasul lui Isus? Sunteți aici în adunare tineri care probabil că n-ați făcut încă pasul acesta să vă apropiați de Hristos, să hotărâți să-L urmați. Poate că majoritatea ați făcut pasul acesta, unii cu siguranță nu. Ce v-a făcut să n-auziți glasul lui Isus până acum? Ce-a făcut ca până la vârsta aceasta, câți ani aveți, să a auziți glasul lui Isus. Veniți la biserică de multe vreme. Părinții vă spun acasă, probabil. De ce n-ați auzit glasul să lăsați în dată totul și să mergeți după el? Nu știu. Nu știu. În aceeași adunare, unii zic, da, vreau să te urmez, și în aceeași adunare, întârzie, 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 multă vreme. Eu cred că după vârsta de șapte, opt, nouă ani încolo, un copil ar trebui să înțeleagă poate să înțeleagă, are capacitatea să înțeleagă că este păcătos și care are nevoie de Hristos. Poate să înțeleagă, are capacitatea aceasta. Oare ce îi face pe oameni să, de stea deoparte și să nu-L urmeze pe Iisus când Iisus îi cheamă? El cheamă, El cheamă mereu. Ce, ce te-a făcut? Hai să o iau mai personal. Pe tine care încă n-ai răspuns și n-ai lăsat îndată totul ca să-L urmezi pe Hristos. Nu știu. Pot fi tot felul de gânduri, pot fi tot felul de preocupări, poate fi păcat, nu știu. Dar dacă încă n-am auzit glasul, este grav. Trebuie să fie o zi în viața fiecăruia și ziua aceea trebuie să vină cât mai repede. Când fiecare dintre noi, auzind glasul lui Isus care ne cheamă să răspundem cu hotărâre și să spunem, da, Isuse, vreau să te urmez. Fără Hristos, suntem nenorociți. Și. Ce mă doare uneori este că dacă vorbești cu cei din lume și le spui unora, trebuie să te întorci la Dumnezeu, le mărturisești și unii, unii dintre ei spun, da, cred că trebuie, dar mai târziu. Trebuie, dar mai târziu. Și eu mă întreb, dar de ce în adunările noastre unii spun, da, dar mai târziu? De ce nu suntem grabnici în a urma pe Iisus Hristos? Pentru că. Ce altceva ar putea să ne ofere Dumnezeu mai grozav și mai minunat și mai frumos decât să ne îndemne să-L urmăm pe El? Ce ofertă poate fi în lumea aceasta și în universul acesta mai minunată decât să-L pe Dumnezeu? Nu poate fi. Nu poate fi. Un tânăr dorește să se căsătorească și o tânără așteaptă să fie chemată în căsătorie. Și când tânăra, mai ales dacă îi place de acel tânăr, îi chemată în căsătorie, nu mai stă să zăbovească, ci spune gramnic, vreau să te urmez și vreau să fim împreună toată viața aceasta pe pământ. Și e normal să fie așa, nu? Dar chemarea lui Hristos e mai grozavă, mai minunată. El ne cheamă la o părtășie mai frumoasă, mai deosebită decât relația dintre soț și soție. Și atunci de ce să nu răspund dacă nu este o chemare mai minunată? De ce întârziem să răspundem acestei chemări? Dacă nu este ceva mai minunat în tot universul acesta. Nu ne poate face Dumnezeu parte de ceva mai frumos decât să ne cheme să-L urmăm pe El și să fim împărtășie cu El. De ce întârziem să răspundem? De ce nu suntem și noi grabnici ca și acești, acești tineri? Îndată, ceva este acolo. Fiecare să se cerceteze în inima lui. Eu știu ce a fost în inima mea. A fost muzica rock, au fost plăcerile lumea acesteia, au fost distracțiile din lume, și chemarea lor a fost mai puternică decât a lui Hristos. Dacă n-ai răspuns, este ceva ce te atrage mai mult decât Hristos. Și auzi mai bine glasul lumii decât glasul lui Hristos. Și nu e bine. Nu e bine, ți timpul. Îți pierzi vremea. Pierzi vremea. Rătăcești. Că până la urmă tot aici trebuie să ajungi. Dacă mai ai harul să ajungi. Și dacă nu te încălcești într-o totul în căile lumii acestea. Astăzi chemările sunt foarte puternice. Chemările lumii sunt mai puternice astăzi decât au fost în timpul tinereții mele și adolescenței mele. Voi trăiți vremuri mult mai teribile decât am trăit eu atunci. Și eu știu ce puternice erau atracțiile atunci și mă gândesc, dar cum sunt astăzi? Cum sunt astăzi? Nu aveam internet, nu aveam telefon deștept, nu aveam ceea ce este astăzi. Și cu, tot, cu toate acestea, atracția lumii a fost puternică. Gândiți-vă bine, gândiți-vă bine, că tot ceea ce vedeți în jur, tot ceea ce este în jur, e un alt glas care vă cheamă. Sunt alte glasuri care vă cheamă. Sunt glasurile lumii. Iar chemarea pe care aceste glasuri vi le, vi le fac. Și dacă răspundeți acestei chemări, nu va fi bine în viața voastră. Și acum vă întreb pe cei care ați răspuns chemării, care ați auzit glasul lui Hristos și ați răspuns: S-a întâmplat în viața voastră ce s-a întâmplat și în viața mea? Atunci, în acele trei ceasuri, când eram acolo și Dumnezeu mi-a vorbit, după acele trei ceasuri, m-am dus acasă un om nou, schimbat, transformat, un om născut din nou. Eu spun mereu când îmi spun mărturia că Dumnezeu m-a născut din nou în trei ceasuri. M-am dus acasă un alt om. Soția nu mă mai recunoștea. Dacă până atunci Dumnezeu m-a chemat ani de zile să mă duc la biserică și n-am vrut, după aceea, după cele trei ceasuri, aveam așteptat să vină slujba de după masă la adunare, aveam așteptat să vină alea de peste săptămână, aveam așteptat să vină să am cu frații și alergam la adunare încât soția mea la un moment dat mi-a spus, știi ce, pocăiții tăi să-ți facă un pat acolo la biserică că oricum stai mai mult la biserică decât acasă. Un pat să spun acolo la biserică. Nu m-am supărat. Nu m-am supărat. Mai târziu a înțeles și ea. Înțelegeți și voi? Ați trecut și voi prin așa ceva? Ce bucurie vine! Vreau să-i fac invidioși pe cei care încă n-au răspuns chemării. Ce bucurie vine atunci când răspunzi chemării lui Hristos. Când înțelegi ce ți-a făcut Hristos. Când înțelegi cât de ticălos și de nenorocit ai fost și cum Dumnezeu și-a întins mâna Lui cea sfântă și te-a scos de acolo. Ce bucurie vine! Ați experimentat bucuria aceasta? Ați experimentat bucuria aceasta să mergi pe stradă și să plutești? Ați experimentat-o? Cei care ați răspuns chemării? Că dacă nu, iar ei bai. Dacă n-ați simțit această bucurie, iar ceva nu e în regulă. Pentru că nu există ca un om să-și predea viața lui Hristos și să nu se bucure. Eu credeam că bucuria o găsesc în lume, în plăcerile lumii acesteia. Și nu a fost adevărat. n a fost adevărat. M-am aruncat în brațele lumii acestea, încercând să fiu fericit și să-mi găsesc bucuria. Și n-am găsit-o. Dar, o, oh, ce bucurie a venit când Hristos m-a luat în brațele sale. Ce bucurie a venit atunci. Ce pace, Înțelegeți despre ce vă vorbesc, că vă văd pe unii apăsați, supărați. Nu înțelegeți despre ce vă vorbesc, nu vă vorbesc despre din filme. Nu, e un film științific o fantastic, e realitatea adevărată. Hristos când vine în inima unui om, îl umple de bucurie, n-a străit-o. Mări să fie Domnul, dacă a trăit această bucurie, ați răspuns chemării că vi s-au des deschis urechile, vi s-au destupat urechile și ați răspuns chemării, vino după mine. Chemarea aceasta, dacă răspunzi la această chemare și dacă cu adevărat ai auzit glasul lui Hristos și dacă cu adevărat ai hotărât să-L urmezi, nu doar te joci cu asta, ci ai hotărât să-L urmezi pe El, vine o bucurie de nedescris. O stare de har pe care n-ai mai trăit-o niciodată până atunci în viața ta. Orice bucurie ai avut până atunci nu se compară cu asta. Nimic nu se compară cu așa ceva! Ce fericire, ce împlinire, ce liniște și ce pace! Că Hristos te-a mântuit și te-a salvat și de acum ești copil al cerului, ești fiu al lui Dumnezeu! Ce stare de har! Dar să știți că nu-i totul! Când, când oamenii care nu-L au pe Dumnezeu gust această stare de har, ar vrea să rămână în starea aceasta de har mereu, mereu! Este dacă vreți o copilărie în care oamenii tot ar vrea să rămână. Este o copilărie în care oamenii tot ar vrea să rămână. De multe ori noi venim la adunare, știți de ce? Vrem mereu să fim mângâiați. Îmi place să aud un cuvânt de mângâiere, îmi place să aud un cuvânt care să mă o problemă. Nu-i greșit asta. Dar știți că noi, ca și copiii, vrem de multe ori doar ciocolată și nu vrem să mergem înspre celelalte. Ne place ciocolata. Dei la un copil ciocolată și să vezi cât o să se bucure. De ea spune să se ducă să facă curat și să care gunoiul. O să vezi că nu o să răspundă cu aceeași bucurie. Așa suntem și noi, ne place să rămânem în starea aceasta care este periculoasă. Știți că autorul epistolei către evrei îi mustră pe creștini evrei cărora le scrie, spunând că ei a rămas tot la lucrurile începătoare și nu vor să meargă spre cele desăvârșite. Zice tot prunci, adică tot copii ați rămas. Și nu-i bună starea aceasta. Adică, ce vreau să zic? Când vine bucuria aceasta, bucuria aceasta trebuie să rămână. Dar Dumnezeu vrea să ne ducă spre cele desăvârșite și vrea să ne scoată dintr-o stare de copilărie spirituală și să ne maturizăm și să creștem. Știți că unele dintre problemele pe care noi le avem, adică chiar dacă spunem că am gustat starea aceea de fericire de la început, că am auzit glasul lui Hristos care ne-a chemat, că am răspuns și că am primit bucurie în inimă și am fost mântuiți, dar de la un timp bucuria aceasta începe să dispară. Eu am văzut astfel de creștini, știu că între voi nu sunt, dar am văzut creștini în viața cărora n-a mai fost bucurie, n-a mai fost bucuria aceea inițială. Și știți de ce? pentru că au rămas tot la cele începătoare și nu au mers spre cele desăvârșite. Hristos ne cheamă, Dumnezeu ne cheamă și nu-i doar asta singura chemare pe care El ne-o atribuie nouă. Mai sunt și alte chemări pe care El ni le face ca să mergem, dacă vreți, într-o bucurie mai mare, într-o stare de har mai mare, într-o profunzime a cunoașterii Lui Dumnezeu și mai mare. Foarte mulți creștini cred că e gata, totul e aici. Viața de credință e aici. Iar răspunsul lui Hristos, te-ai botezat într-o zi, ai fost botezat și cu Duhul Sfânt într-o altă zi și gata, s-a terminat, asta e tot. Să știți că nu e adevărat. Sunt profuzii mult mai adânci și mult mai mari și o cunoaștere a Lui Hristos mult mai mare prin experiență și prin trăire, prin urmarea Lui. Și nu este doar o chemare, ci sunt mai multe. Vă citesc a doua chemare pe care Domnul Iisus Hristos o adresează lui Petru. Prima a fost atunci când a trecut pe lângă ei, erau pe mare, pe malul mării și își pregăteau mrejele să pescuiască și i-a zis, i -a zis lui Petru, vino după mine. Și Petru l-a urmat pe Hristos. Vă citesc acum despre următoarea chemare, care nu o adresează Dumnezeu doar lui Petru, ne o adresează într-o zi și nouă, fiecăruia. Vă citesc din Matei, capitolul 14, Este vorba despre umblarea pe mare. Nu vă citesc tot pasajul, vă citesc de la versetul 24. În timpul acesta corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru: Dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. poruncește să vin la tine pe ape. Și marea era învolburată. Nu era o mare lină. Ați fost la mare și ați văzut. Este câteodată marea că e așa ca și parchetul ăsta. Niciun fir, niciun, niciun pic de vânt. Ca oglinda. Dar mi-a fost dat să văd marea învolburată cu adevărat, înfuriată. Și era o situație de felul acesta. Doamne, poruncește să vin la tine pe ape. Și Isus i-a spus, vino, vino și calcă pe ape. Ce reprezintă barca? Ce reprezintă barca și în contextul nostru? Ce reprezintă barca pe mare? Nu e așa că este locul în care ai siguranță? Fără barcă te-ai scufunda. Barca reprezintă siguranța, confortul, locul în care ești ferit de rău. Și este te în barcă, având și barca le-a conferit o anumită siguranță, dar când l-au văzut pe Iisus, umblând pe ape, Petru a zis, vreau și eu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Poruncește să vin la tine pe ape Semn că Petru a înțeles că lucrarea aceasta nu e ușoară și dacă nu poruncește Dumnezeu, nu o poți face. Și Isus i-a zis, vină, vină, l-a chemat să vină la el pe ape, să iasă din confortul acela. Vorbindu-vă despre prima chemare, când Iisus ne cheamă ca să îl urmăm pe el, să ne predăm viața lui și de bucuria aceea care vine în inimile noastre, știți că este un pericol și în bucuria aceasta? Există un pericol chiar în faptul că tu te bucuri de mântuirea ta, pentru că vrei să rămâi tot în starea aceasta. Tu vrei tot în starea aceasta, nu vrei confruntare, nu vrei nimic, vrei numai bucurie. Dar viața nu e așa. Viața de credință nu e numai așa. Viața de credință este o bucurie continuă, dar nu în contextul în care noi o vrem. Noi vrem fără provocări, fără încercări și fără greutăți. Așa ne-ar place nouă să fie viața de credință. Ori Dumnezeu zice, nu se poate, imposibil, trebuie să ieși din barcă și să îndrăznești să mergi pe mare, să-ți părăsești confortul pe care ți-l crezi tu și să mergi prin, valea prin marea aceasta învolburată, pășind pe ape prin credință. Asta e chemarea lui Iisus. Gândiți-vă, voi sunteți acum aici, ați venit Poate că unii aici v-ați născut, mulți, probabil că aici v-ați născut. Ați venit din România ca să aveți condiții materiale mai bune și să zicem slăvi să fie Dumnezeu, că Dumnezeu va bine binecuvântat. Dar vedeți, așa facem noi. Asta e viața, încercăm să ne construim un confort al nostru în care să fim feriți dacă se poate de orice rău. Asta încercăm cu toții, Vrem să fim feriți de boală, dacă se poate să nu se îmbolnăvească nimeni din familie, Doamne ferește să se îmbolnăvească cineva din casa noastră, Doamne ferește să ajungă la spital, Doamne ferește să rămânem fără una, fără alta. Încercăm și toată viața noastră, gândiți-vă bine, aproape toată viața noastră este, este construită în felul acesta încât să ne oferim un confort și o protecție. Aici pe pământ, să nu avem nimic de suferit. Poate fi un pericol în aceasta. Hristos ne cheamă să ieșim din confortul acesta, care ne poate duce la o dragoste de sine exagerată și care să ne poată face în final mult rău. Fiind preocupați mai mult decât de orice de noi înșine. Mai mult decât de Dumnezeu să fim preocupați de noi și să zicem, Dumnezeu m-a binecuvântat, Dumnezeu mi-a dat... Uite că Dumnezeu îmi dă și Dumnezeu îmi face și este adevărat. Dar dacă eu mă așez în barca aceasta și stau liniștit în barca aceasta a confortului, acesta pământesc, sunt într-un mare pericol. Și Hristos îmi spune, ieși de aici, că e pericolă, ieși de aici, ieși și învață să umbli pe apă. Prin credință. Știți că Scriptura mărturisește și spune că cel neprihănit, cel care a primit harul lui Dumnezeu, care a primit iertarea din partea lui Dumnezeu, cel care a fost mântuit și care a fost salvat, cel care are o viață nouă, cel neprihănit, că nu poți ajunge neprihănit decât prin credința în Isus Hristos. Scriptura mărturisește că cel neprihănit va trăi prin credință. Adică a intrat în starea de har prin credință și acum va trăi prin credință. Păi, de ce să trăiască prin credință? De ce cel neprihănit, cel care a fost mântuit, va trăi prin credință? Pentru că viața va fi ușoară? Pentru că nu vor fi probleme în viața aceasta? Pentru că totul o să fie lin ca oglinda? De aceea, cel neprihănit va trăi prin credință? Nu. Tocmai pentru că o să fie greu, o să fie munți de urcat și valuri de străbătut. Tocmai pentru că urmează să trăim în această vale a plângerii și trecem prin pustiul lumea acestea, înspre Cananul Ceresc. Pentru că din pricina mea veți fi prigoniți, oamenii se vor ridica împotriva voastră. Pentru că va fi greu pe pământul acesta, cel neprihănit va trăi prin credință o mare provocare și un mare test, viața noastră nu va fi așa cum ne gândim noi. Viața nu e așa cum își imaginează tinerii. Îmi zicea soția mea când ne-am căsătorit. Atunci nu eram credincioși, dar gândirea poate să fie la fel. Zice, o, oh, era fericită și eu eram fericit. Eram în al nouălea ce eram în doi, când ne-am căsătorit. Și zicea ea, și o să avem copii și tot să mergi cu copii, mie îmi plăcea tenisul de câmp. Îmi plăcea sportul. Tu o să mergi cu copiii, o să jucați tenis, eu vă să vă pregătesc masa și când o să veniți acasă, ce fericiți o să fim toți. Știți că n-a fost nimic din asta. N-a fost nimic din asta. Erau visuri, erau... Ne facem noi planuri din astea. O să mă căsătoresc, o să fie totul. Uite așa o să plutim pe nor toți. Viața e altfel. Și slăvit să fie Dumnezeu, că El știe de ce o lasă să fie așa. Pentru că Dumnezeu vrea să trăim prin credință. Toate se spulberă la un moment dat, visele se duc și poți să zici, dar ce se întâmplă? De ce e așa? Hei, Doamne, unde ești? Sunt aici, zice Dumnezeu. Dumnezeu e acolo, numai că noi nu-L vedem. Spune Dumnezeu în Deuteronom, prin gura lui Moise, vorbește poporului, capitolul 8. Și fiți atenți ce îi spune Dumnezeu poporului evreu prin gura lui Moise. Versetul 2. Deci aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie. Ca să te smerească, auziți, era poporul lui Dumnezeu scos din Egipt, adică mântuit, am zice, da? Mântuit, scos din Egipt și drumul era spre Canaan. Și în drumul lor spre Canaan, ce făcea Dumnezeu? zice, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Și versetul următor, astfel te-a smerit, opa, cum e drumul spre Canaan? Cum își imaginau evrei când au scos din Egipt? Păi Moise, gândeam că o să mergem, pe, pe drum o să fie de o parte cârnați, de o parte castraveți, apă, nu apă, suc, și ne trezim dintr-o dată în Cana, nu Moise? Nu, 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 zice Dumnezeu, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, auzi? Și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care este din gura Domnului, trăiește omul. Domnul te-a încercat, te-a lăsat să suferi de foame, de sete, a îngăduit să fie greutăți. De ce? Care era scopul? Care era scopul? Ca să te încerce. Ca să vadă cum reacționezi. Ca să vadă dacă vrei să trăiești prin credință. Asta a făcut Dumnezeu. Era un plan în. Ei nu știau. Nu, nu era apă. Nu era apă. Și ei nu știau. Ziceau. Ei vedeau doar realitatea aceea. Moise, nu-i apă și murim. Dar realitatea era altfel. Dumnezeu a zis: Nu le dau apă ca să văd ce zic. Ca să văd ce zic. Nu le dau ce le-ar trebui ca să văd ce zic ei. Ca să văd cum se raportează ei la mine. Ca să văd dacă au cu adevărat credință că eu le-am spus acolo în Egipt, că îi voi duce până în Canaan, că voi fi cu ei. Să văd ce zic. Credeți că Dumnezeu astăzi nu ne testează? Credeți că nu ești pus la teste astăzi? Exact la fel se întâmplă și astăzi. Dumnezeu vrea să te încerce, să vadă ce faci, cum reacționezi, să vadă dacă faci un compromis atunci, să vadă dacă dai înapoi. Oleo, dar decât să-mi pierd slujba, dar decât să nu ajung, să am cutare sau cutare sau cutare, nu se poate să o iau și pe căi ocolite? Dumnezeu te încearcă pe fiecare, pe mine, pe tine, pe fiecare, să nu crezi că scapi de test. Zici că ești creștin, zici că l-ai cunoscut pe Hristos, zici că ai auzit prima Lui chemare, așteaptă-te să fii testat. Nu să-ți meargă bine, nu să-ți meargă toate din plin, așteaptă-te să fii testat. Ăsta e, e o dovadă a faptului că ești al Lui Dumnezeu și că Dumnezeu te încearcă. Nu te-a părăsit. Că mulți când sunt testați zic, m-a părăsit Dumnezeu. Nu te-a părăsit. Tocmai te iubește și vrea să te testeze. Să treci prin credință. Ce poate fi mai frumos? Ce poate fi ceva să-L onoreze mai mult pe Dumnezeu decât să treci prin credință? Să zici, Doamne, nu văd nimic. Totul parcă se năruiește. Nimic nu-mi iese. Dar Tu ești Dumnezeul meu. Tu ai promis că vei fi cu mine. Doamne, hotărăs să mă încred în Tine. Hotărăsc să mă încred în Tine orice ar fi. Să nu fac niciun compromis. Să nu dau niciun pas înapoi. Să nu spun nicio minciună. Hotărăsc să mă încred în tine. Fă ce vrei cu mine. Sunt al tău. O cel onorează o asemenea atitudine pe Dumnezeu. Cât se bucură Dumnezeu de o astfel de atitudine. Dacă cu adevărat, El mă cunoaște. Trăiește prin credință. Trăiește prin credință. Le scria Pavel. Scria Pavel în Filipeni. Capitolul 1. Versetul 12 vreau să știți, fraților, că împrejurările în care trăiesc, mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutind de aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. Și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Imaginați-vă unde a ajuns Pavel. Într-o închisoare subterană în Roma, o închisoare făcută din pietre, în care curgea apa umedă, rece, fără geamuri, și fără instalație de climatizare, și fără televizor în celulă, cum e astăzi, legat în lanțuri. Legat în lanțuri. De ce? Pentru că l-a propovăduit pe Hristos. Și frații s-au dus ca să-l încurajeze și ca să-l mângâie, că el era în închisoare. Și Pavel în închisoare îi încuraja pe frații care mergeau să-l îmbărbăteze pe el. Spune că frații văzând lanțurile mele, dar văzând atitudinea mea în prezența lanțurilor și a situației aia zice total nepotrivite, păi nu l-a chemat Dumnezeu pe el să ducă Evanghelia, de ce Dumnezeu îngăduie așa ceva? Acest mare om și dedicat al lui Dumnezeu, de ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Atitudinea lui i-a încurajat pe frați să meargă și ei să vestească Evanghelia mai departe. Au zis: Dacă Pavel, în situația aceasta, poate să aibă această atitudine, atunci hai să facem și noi ceva. Hai să mergem și noi să-l mărturisim pe Hristos. Erau încurajați de situația neprielnică, ai zice, în care a ajuns Pavel. Dar, dar. De ce Pavel avea atitudinea aceasta? Pentru că Pavel a pornit pe calea credinței când i-a răspuns lui Hristos: Vreau să te urmez, știind ce-l așteaptă. Știi ce este înainte. Nu așa i-a spus Dumnezeul lui Anania când l-a trimis la Pavel și a zis, du-te, nu-ți fie frică, Anania, până acum prindea el credincioșii și băga în închisoare, du-te la el, zice că este un vas pe care l-am ales și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Pavel când a pornit pe calea aceasta a credinței, a știut că l-așteaptă lanțuri, a știut că îl așteaptă bătăi, a știut că îl așteaptă prigoană, a știut că îl așteaptă suferințe, a știut toate acestea. Pentru el n-au fost o surpriză, dar Pavel a hotărât să trăiască prin credință. Și când au venit acestea, pentru el n-au fost o surpriză. Pe noi ne lovește așa ca și o măciucă în moalele capului, Evanghelia asta a prosperității care se predică deja și prin adunările noastre. Că dacă vii la Hristos, tot o să-ți fie bine. Că dacă îl urmezi pe Hristos, nu o să mai ai nicio problemă. Cancerul acesta, despre care vorbea fratele Richard Wurmbrand, zicea, Evanghelia asta prosperității e cancer pentru creștinism. Și el zicea asta cu mulți ani în urmă și se dovedește că e așa. Creștini care vin ca să le fie bine pe pământ, oameni care zic că se pocăiesc, dar nu se pocăiesc ca să aibă bani, oameni care zic că se pocăiesc ca să aibă siguranță pe pământul acesta. O minciună scoasă din burta iadului, care nu o găsim nicăieri în Scripturi. Și atunci dacă așa venim la credință și la asta ne așteptăm pe calea credinței, nu-i de mirare că atunci când se întâmplă ceva, începem să ne clătinăm și să zicem unde e Dumnezeul nostru, ne mai iubește Dumnezeu pe noi. Păi dacă dragostea lui Dumnezeu stă că îmi dă sau că nu îmi dă din cele pământești, n-am înțeles nimic din dragostea lui Dumnezeu. Că Pavel zice că în Hristos avem totul de plin. Și dacă ne mai dă ceva pe lângă Hristos sau nu ne dă, ce mai contează? Dacă ne dă, zicem, să rumână, dacă nu ne dă, zicem, de două ori să rumână. Că ni l-ai dat pe Hristos și avem totul. ce ți mai trebuie? Ce ne mai trebuie? Dar vedeți, dacă învățătura nu-i bună și dacă ascultăm la șoaptea vrășmașului, începem să ne clătinăm și problema este la umblarea prin credință. Hai, spuneți-mi, fiți sincer cu mine. ce mai greu? ce mai greu? Să-L urmez pe Hristos, să zici odată, da, vreau să-L urmez pe Hristos și să vii aici și să intri? Poate fi un moment, v-am spus, la mine a fost 33 de ani, nu, cel rău, vrăjmașul, nu m-a lăsat să aud glasul lui Hristos și să intru în, în legământ cu El. Dar când am auzit, nu, n-a fost greu. M-am dus la păstor. După alea trei ceasuri de care vă spun, m-am dus la fratele păstor și am zis, atunci m-am dus. Nu s-a făcut nicio chemare în față. M-am dus eu la el. Vreau să mă botez. S-a mirat. Slăvi să fie Domnul, mă bucur. Mă bucur. Bine, frate, ce? Mai discutăm. Și zic, ce să mai discutăm? Zic, vreau să mă botez. Păi ce când? Acum. Nu se poate. Păi de ce nu se poate? De ce nu se poate? Păi nu-i rânduial așa, rânduial ai, facem catecheză, mai vii, mai povesti, mai... Cum? Acum vreau să mă botez. Nu, 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 nu se poate. Mă rog, m-a lămurit, mi-era frică că mor și ce se întâmplă cu mine. Atunci am vrut să intru în apă. Nu mi-a fost greu când am înțeles. Dar vă spun că e ceva să omli prin credință. Nu știu dacă l-am onorat pe Dumnezeu întotdeauna când El m-a testat. Mă străduiesc să nu mai calc strâmb. Dar e altceva să umbli prin credință. Însă, ce bucuros e Dumnezeu când umblăm în felul acesta. Cât de mult se bucură Dumnezeu. Cum se uită Dumnezeu la fiecare și zice, uite-te la El, cât de mult mă iubește. Cum nu vrea să facă nimic greșit, că vrea să asculte de mine. Să umbli prin credință. Să fii atent la fiecare virgulă. Să fii atent să nu-L superi pe Dumnezeu nici măcar cu o vorbă spusă nepotrivit. Cât de mult greșim prin vorbele noastre. Nu vreau să-L ofensez pe Dumnezeu, să umlu prin credință. Și apar situații grozave, apar situații uneori îngăduite de Dumnezeu, teribile. Îmi vine în minte o situație în care s-a găsit fratele, o situație, una dintre foarte multele în care s-a găsit fratele Richard Wurmbrand. Era în închisoare, nu știu dacă ați citit cartea lui cu Dumnezeu în subterană sau ați ascultat-o. Eu am înregistrat-o pentru radio și mulți mi-au spus pe unde am umblat că au ascultat cartea lui Richard Wurmbrand cu Dumnezeu în subterană. Dacă n-ați ascultat-o sau dacă n-ați citit-o, repede puneți mâna pe ea, citiți-o sau ascultați-o. Au curat. Și acolo în închisoare fiind în închisorile comuniste, venea diavolul la nivelul minții și l-a atacat puternic. Uite-te ce ai ajuns. Uite-te ce ai ajuns. Tu spui că ai Dumnezeu, mare Dumnezeu, care are grijă de copiii tăi. Zice, după. Nu m-am văzut ani de zile, și după, după ani de zile nu știu cum i-a fost dat să se vadă într-o oglindă. Și zice, când m-am văzut în oglindă, m-am speriat. M-am speriat de cum arătam. Nu m-am văzut ani de zile. M-am speriat de mine. Și vine diavolul și zice, tu spui că ești copilul lui Dumnezeu. Uite-te ce-ai ajuns. Uite-te cum arăți. Uite-te cât ești de chinuit soția ta e închisă la canal, copilul tău umblă pe străzi singur, nimeni nu are grijă de el, tu spui că ai Dumnezeu, tu spui că ai Dumnezeu, că tu ești copilul lui Dumnezeu. Și spunea el acolo de luptele, frământările care le-a avut, teribile, mari confruntări, puternice de tot. Și este acolo, în timpul acela, el a compus o poezie. Și poezia aceasta îi zice, Poezia aceasta poezia poartă titlul Dragoste nebună, iubire nebună. Și în poezia aceasta spune el, nu știu, nu știu poezia pe de rost, ideea îi spunea lui vorbea cu, cu, cu domnul Isus Hristos și zicea la un moment dat: "Chiar dacă ai fi un mincinos, chiar dacă ai fi cel mai mare înșelător din lume, eu tot pe tine vreau să te urmez." Și tot așa îi spune lui Isus: "Chiar dacă nu ai fi ceea ce spui, eu pe tine te urmez, eu pe tine te urmez. Erau niște declarații pe care le făcea lui Hristos. Și spunea el, că o poezie lungă, și spunea el când am terminat poezia aceasta, zice, dacă până atunci am simțit răsuflarea celui rău cum îmi sufla în ceafă, am simțit că cel rău pleacă, fuge. Un test puternic al credinței. uite te de la Dumnezeul tău. Ăsta e Dumnezeul tău? Ăsta e Dumnezeul tău? Te lasă să suferi? Nu uite-te la cât are și tu nu ai. Ăsta e Dumnezeul tău. E un test al credinței. Dumnezeu vrea să ne învețe să umblăm prin credință. Nu e ușor. Dar trebuie să auzi și această a doua chemare. Ai auzit-o? Poate că ai auzit-o pe prima. Ai auzit-o și pe aceasta. Ai hotărât să mergi prin credință, orice ar fi să-l urmezi până la capăt? Dacă îți dă sau dacă nu-ți mai dă nimic? Dacă îți dă soț sau soție, dacă nu îți dă, dacă îți dă bani, dacă îți dă casă, dacă îți dă mașină, dacă nu îți dă, ai hotărât să-L urmezi? Dacă ajungi pe stradă, numai că nu te va lăsa. Că El a promis, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și celelalte, după nevoi, vi se vor da pe deasupra. Să umbli prin credință, îl onorează pe Dumnezeu. Îl onorează mult pe Dumnezeu și ne aduce și nouă o stare de har și bucurie în inimă și în suflet. Și dacă, dacă ajungi aici, ești pregătit pentru al treilea pas, pentru a treia chemare a Domnului Isus Hristos. Vă citesc din Ioan 21 și mă grăbesc că vreau să închei la timp. Dar trebuie să vă spun și asta, că e foarte important. În Ioan 21. Când îi se arată Domnul Iisus Hristos lui Petru, după ce Petru l-a trădat și după învierea Domnului Iisus Hristos, vă citesc ce îi spune Domnul Iisus Hristos lui Petru. Vă citesc de la 15 în jos. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Și acum, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Vino după mine. A treia chemare pe care o face Domnul Isus Hristos lui Petru. Petru, vino după mine. În unde să meargă după Isus acum? Unde să meargă după Isus? Prima, vino după mine. La, vino la mântuire. A doua, vino să umli prin credință. Acum zice, vino după mine. Unde? Unde îl chema Iisus pe Petru acum? Vino după mine la jerfă. Vino după mine ca să te jerfești pentru mine. Vino după mine la jerfă. Știți că Petru n-a vrut să sufere. Asta a fost problema lui. Lepădarea a venit de aici. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Voi suferi? Nu, 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 nu. Că dacă suferi tu, suferim și noi. Petru a auzit prima chemare, a auzit a doua chemare, dar greu a auzit-o pe a treia. Greu a auzit-o pe a treia. Și acum Domnul Iisus Hristos spune, uite ce urmează să se întâmple. Te vor lega și te vor duce unde nu vei voi. Unde nu vrei tu să mergi? Tu nu vrei să mergi la jerfă. Tu nu vrei să suferi pentru mine. Tu nu vrei să-ți dai viața pentru mine. Dar asta se va întâmpla, Petru. Asta se va întâmpla. Te vei duce unde nu vei voi. Până acum tot ai încercat să eviți. Nu poți evita, Petru. Nu poți evita. Trebuie să vii și să mă la jerfă. Vino după mine. N-am timp să vă spun despre discuția aceasta frumoasă. Mă iubești tu, nu mă iubești tu. Dar tot vă spun, în cinci minute tot vă spun. Când îi zice prima dată petre mă iubești tu, în original, înțelesul este știți că în limba greacă pentru dragoste sunt trei termeni: agape, filio și eros. Agape dragostea care se dăruiește, se gerfește. Filio, dragostea care dă cât primește. Și eros dragostea asta fizică. Emoțională. Și zice, îl întreabă Iisus, Petre, mă iubești tu cu dragoste agape? Asta e prima întrebare. Mă iubești tu cu dragostea agape? Ești gata să te dai cu totul, fără să, să primești nimic în schimb? Și Petru îi răspunde, Doamne, știi că te iubesc cu dragoste filio. Cât dai tu, dau și eu. Și Domnul Iisus a doua oară zice, Petre, mă iubești tu cu dragoste agape? Adică ești gata să dai totul. Și Petru zice, Doamne, tu toate le știi. Nu mai are rost să blufez, nu mai are rost să fac pe grozavu, Te iubesc cu dragostea, filio, dai și tu, dau și eu. Și a treia oară îl întreabă Domnul Isus Hristos, Petre, mă iubești tu cu dragostea, filio? Cât dai tu, atâta, cât dau eu, dai și tu? Și Petru zice, da, așa este, tu și toate le știi, știi că te iubesc cu dragostea, filio. Și apoi Isus îi zice, bun, până aici a fost așa, dar acum vei ajunge să mă iubești cu dragoste agape. Vei muri pentru mine. Te vor lega și te, voi, te vor duce unde nu vei voi. Vino după mine. Vino după mine în jerfă. Vino după mine în suferință. Vino și urmează-mă. Și Petru s-a dus după el. Petru s-a dus după Hristos. Și dacă ați citit cartea Vovadis al lui Henry Sienkiewicz un polonez, a scris o carte Vovadis. În latină înseamnă unde mergi. Dacă n-ați citit-o, citiți-o. Istoria bisericii. Vorba despre Petru, în zilele acelea s-a pornit o mare prigoană împotriva creștinilor. Și creștinii din Roma au zis lui Petru, Petre, pleacă din Roma, te arestează ăștia, te omoară și noi rămânem fără tine și tu ești valoros pentru biserică. Noi nu vrem să rămânem fără tine, biserica are nevoie de tine, pleacă din Roma, ascunde-te. Și Petru a plecat din Roma să se ascundă. Ieșea din Roma și pe drum ieșind din Roma, din față venea Hristos se întâlnește cu el față în față și îl întreabă Petru pe Hristos, Quo vadis, Domine? Așa zice la carte, Quo vadis. Unde te duci, Doamne? Și Hristos îi răspunde, mă duc la Roma să mor cu frații mei. Și a dispărut. Și Petru atunci s-a întors, a intrat în Roma și până la urmă a fost prins și a murit ca moarte de martir. Vino și urmează, mă zice Hristos. Vino și urmează, mă în jerfă, o, la asta poate nici nu ne-am gândit. Dar ce jerfă? Dar ce suferință? Da, de ce? Da, libertate, da. Vin vremuri în care va trebui să-L urmăm pe Hristos și în felul acesta. Vin vremuri, sunt aproape. Sute la sute le prindeți. Le prind și eu, că mai în vârstă decât voi. Hristos ne cheamă de astăzi să auzim glasul Lui și să-L urmăm, să ne dăm viața dacă trebuie pentru El. Asta e cu adevărat împlinirea vieții de creștin. Petru zice, Pavel le zicea celor din vremea lui: De ce plângeți? Nu te duce la Roma, te prindești la Ierusalim, te prindește, te omoară. Și care e problema? Eu nu doar că vreau pot să sufer pentru Hristos, sunt gata să sufer pentru Hristos. Eu sunt gata să-mi dau viața pentru Hristos. Pentru mine a trăi e un câștig, a muri este un câștig și a trăi este Hristos. Eu mai degrabă vreau să mor și să mă duc acasă. Și pentru Hristos să mor e o cinste și o onoare. Gândiți-vă bine la ce vă spun. Trebuie să auziți și această a treia chemare. Pentru că în vremurile din urmă ni se va cere să plătim un preț al jerfei, al jerfei de pline, al jerfei totale. Dacă răspundem de astăzi, dacă ne gândim de astăzi, dacă ne rugăm de astăzi pentru asta, vom fi pregătiți pentru vremurile acelea. Și acum, scurt, ai auzit prima chemare. Dacă nu, ce te oprește? De ce ți-s urechile înfundate? Când Hristos stă cu brațele deschise... Și te cheamă să vii, să te împași cu El, să intri în mântuire. Să intri în mântuire. Ce te oprește? Ce ți-a stupă urechile? roagă ca Dumnezeu să scoată dopurile afară și să străpungă inima. Și urmează-L pe Hristos, că nu mai este timp. Și dacă L-am urmat și am făcut pasul acesta, vrem noi să umblăm prin credință onorându-L pe Dumnezeu? Vrem să umblăm prin credință nefăcând niciun compromis, fără spurcăciuni, fără tele, internet și minuni și prostii și fără... Vrem să-L urmăm pe Hristos ca să-L onorăm. Și vrem și suntem gata și conștienți că s-ar putea să ni se ceară să plătim prețul suprem al jerfei? Domnul să ne ajute și să vă ajute în așa fel încât să-L onorăm pe Hristos, pe Tatăl din ceruri care a dat pentru noi ce a avut mai scump. Amin.